Da, tocmai aia. Pregătim covățica, fraților. Vă arăt în 5 pași simpli cum îi pregătim băița lui Joseph. Dăm asta la o parte. Din burtă am zis 5. Auziți cum vorbesc pe nas. O dat răcea la mine și pe bune. Cum am zis? Ca și bulă și pe cală. Numai ce să-mi dai mami? Șamponul ăla. Era pe cală și tântală. Pe cală și tântală. Dăm șamponul ăla, da. Îi spăl buretele bine. Nu știu cât de jos mă vezi. Dar eu ți-i ridic. Cred că prea jos mă vezi. Îi spăl buretele foarte bine. Că îl las aici, ăsta e deschis, vine iasă praful de afară, intră în burete, în mintea mea. Nu știu dacă chiar așa rău. Fiți atea și burețela de formă de rățușcă. Bun. Îi dau o clătire la covată. Atât. Pun burețelul în ea. Ăsta e termometrul care arată că temperatura normală ar trebui să fie undeva la 36 de grade. 36-37. Normală pentru baie. Ca să nu-l ardă adecvată, cum ar veni. Îl clătesc și ăsta. Și lasă să umple. Uite cu asta spălăm noi. Cu Bioderma. Și am luat acum un șampon pentru cap. Sper să nu s-o umple să dea pe afară ăla. Până mă duc și să iau șamponul să vi-l arăt. Au început să facă cojițe de la, au zis doctorița, că de la sebum. Unde e șamponul, mami? E bună numai cutia. Au zis că e de la prea mult sebum. Da, aia să nu-i pune în apă. Nu, mami, cum să-l pun în apă? N-o sărit. De la prea mult sebum. Au zis că i s-au făcut cojițele alea și ne-au recomandat șamponul ăsta. Dar acum noi suntem într-o dilemă pentru că eu i-am dat farmacistei. Tu, mami! Eu i-am dat bilețelul la farmacistei. Dar aici scrie a nu se utiliza la copiii sub 3 ani. Nu-l folosim. Nu i-ai dat mesaj așa-i? Da. Vă las să umplu cada, că și așa nu cred că ne auzim noi bine. Și ne auzim după ce-i fac băiță. Bine, trebuie să așteptăm că am dat apa prea caldă și ni. E temperatură de fierbere. 40, adică la maxim e la 40, cred că la 45. Să te sărute, tata. Și ni cum îi pregătim noi. Aici venim și punem covățica. Uscătorul. Îi place. Îi place să-l facem cu uscătorul și e bine să-l faci că îi dai aerul la cald. Nu-l prinde frigul. Că asta ar lipsi să se mai răcească și el. Și asta e ce-aș vrea să am și eu una din asta. Acum când ești mare. Ce e iubirea lui tata? A început să se certe cu ursuleții. Cu ăștia de aici. Vezi cum se uită la ei. Când îl pornim, îi pornim. Dăm rotița aia și încep să se învârte. Își fixează un ursuleț și se uită, uite așa. Se uită. Se uită. Nu, mi s-a părut că văcea. Se uită, uite așa, cum se învârte. Da, vrei, băi. Mami, nu spălăm pe cap dacă nu răspuns la doctor Cola. Dacă scrie sub 3 ani, nu-i voie pe mine. Nu? Tu faci băiță, mami. Săruta la tata. Facem tip-tip. Plăs-plăs. Cred că ar fi bine să-i facem o dată la 5-6 zile. Baie, mami. Să-i se întărească pielea. Anticorpi. Nu? Decât din 3, ne-a fost recomandată baia din 3 în 3 zile. Așa că eu zic că e bine din 5 în 5 sau din 6 în 6 chiar. Sau poate pe căldurile astea nu e bine. Nu chiar.
Mai ales astăzi cum am vărsat laptele pe el. Lăsăm cinzele cu lăptăria în piele, tratament. Tratament, bă, ce urât miroase laptele ăla. Și ce gust rău are a medicament. Eu nu știu cum îi place, pe laptele de la sânul tău era fain de capă. De-aia, când îl prinde, era disperat. Tragedie, ieșea ochii din orbite. Asta, știți cu ce seamănă? Ca și cum erau sucurile alea la plic. El puneai plicul și făceai sucul sau sucul Fanta. Exact același lucru. Bună dimineața, fraților. Continuăm clipul de aseară. Mai bine că nu i-am făcut ieri paie. Mă scuzați că s-a așa înfundat, dar spre am revenit din răceală. Mai bine că nu i-am făcut ieri paie, nu l-am spălat pe cap cu șamponul ăla. Că nu-i șamponul bun. Doamna de la farmacie o citit pe foaie, o zis că asta scrie și aia mi l-a dat. Șampon de 1.000.000 mi l-a dat numai ca să fie dat. No, eu, hăbăuc, n-am luat bonul, bineînțeles. Oricum mă duc eu înapoi. Îi dau cam cutia, îi dau șamponul și zic când vine cineva și îți cumpără șampon, nu-i mai dai bon și echilibrezi situația. Mă uit până de scoță. Dar acum vine mami? Da, păi dar nu. Da? Trebuie să vină curierul de HL. Tot timpul îi dau, dă-i pace, îi dau și suc și și câte 10 lei. I-am pregătit 5, stai că mi-ai pregătesc. Ăsta n-al chiar că-i de treabă. Mi-a înfundat o nară. Aia dreaptă, gândești că... De la petrecere am venit. Uite cum stai eu ca nebunii. Trebuie să vină... Mami, e costumul tău sau e șapca mea? Nu știu. Ești ce șapcă tare. Trebuie să vină. Și a zis de pantofi de pe masă. Că bă, lou, ai pantofi pe masă. Păi da, dar nu-ți purtați. Fai pantofi. Piele, piele. De cangur. Și cu tricou. Opa, o zbura banile. Și caută jucăria lui Rocky. E și tricou ce tare. Brodat. Îl mai am eu ăla negru care nu-i brodat. E imprimeu așa auriu. Ăsta e brodat, e mai fain ăsta. Uite cum trebuie să stau. Păi vina mea, că s-o doar sună la interfon. Revin, fraților, să nu vă țin și povai. La ușa aici cu mine. Ce-i fa, Kenzo? Ce-i fa, dinozaurule? Kenzo? În loc să vin să te pui lângă mine, să-mi torci la gât și la piept să-mi treacă răceala, tu stai și te tot întins pe aici, pe jos. Jos! Mugli! No, no, șșt! DHL-ul. Îmi aduc aminte de faza aia cu tata, de-am 10 ani, cu DHL-ul. Cu alea ce le-au comandat, gecile alea două. Săracul, angajat de la DHL, era palid. Ioi! Ce supărare era și pe ăla. Și ăla a venit și-o bine, și mie să aibă. Doar el e numai curierul. Stai că mă uc să-i aduc apă minerală, că ăsta nu bea cola. Am crezut că-i șăpuța și-o vii costumul lui fata mea. Ioi, că... Uitați acolo. Ai, eu-s rănit. E accidentat. Tu vine picioarele că nu-mi place. Eu-s rănit, e accidentată. Ce s-o bucurat. Știți cât cola bea? I-am vrut să-i dau data trecută cola. Ce faină-i. Nici nu am desfăcut. La culoare, mami.
Ta. Îl port eu. Pune să vadă lumea, mami. Pune să vadă lumea. Nici ce faini. Du-te, îmbracă-te, mami, și hai aici. O zis prietenul ăsta meu de la DH că o băut înainte, bea 6 litri de cola pe zi. Îți dai seama? Nu ți-e bun? Serios? Până la genunchi intră. Dar ce mări? Ți-am zis seara. E cel, nu cred. Așa-i? Nu știu, dar e foarte strânt aici, știi? Ca și shortul ăla meu, ții minte? Că așa era și shortul până îl trăgeam pe mine. Nu am nici minte, nu? Nici brazilianca mea. Tu ești Brazilia, mami. Copacabana. Păcat, păcat, el face retur și comandăm. Comandăm altul. Tu îți dai seama? Nici... Elu nu mi-e dragă. Dar cred că după aia mi-e prea larg în talie. Și oricum nu cred că mi-e bun. Nu ți-e bun, e scurt, mami. Ăsta e de minion. Ha? Sau e bun? Ba, e bun. Elu ți-e bun tu, mami. Eu așa zic. Eu zic că nu mi-e bun. Uite. Aici e lungă, de aici, aici. Vreau să îndrept. Alexandra, problema e că e înaltă. Și la... Astea de baie, costumele de baie dintr-o bucată, își găsește greu pentru că, nu, ea fiind înaltă... Scurte ele, sunt făcute pentru 1,65 maxim. Eu, că deja te vedeam cum defilez în el. Nu, e bun. Cea mai mare supărare, să comand ceva să nu-ți vină, adică să-ți vină și să... Să stai, faci retur. Să nu-ți fie bun, da. Nu, asta e, faci retur. Ca și eu cu sacoul. Da, așa plecați. Dar oricum nu poți să-l dai acum înapoi. Nu, voi. Trebuie să faci prin aplicație. Lasă că intrăm și facem prin aplicație și să-l dai. Așa am pățit. Hm? Da. Cu sacoul și cu pantofii ăștia, fraților. Pe... Mi-au venit pantofii ăștia. Păi din piele mărimea 42. Eu, normal, la brandurile astea, 42 port la Nike 43. I-am băgat în picior, nu mi-intrau. Păi, năcaz și supărare pe mine. O să Alexandra forțează, că nu, fiind din piele, să lasă. Am forțat, au intrat. Dar știți cum mă ținea? Uite așa, cum e piciorul, așa simțeam că mi-l face pe lateral. Supărat. Nu i-am dat jos din picioare, cât am umblat în ziua aia, mami. Ți-ai făcut omletă. Mi-am făcut omletă cu ei în picioare. Deci vreo 20-30 minute i-am tot umblat cu ei până s-o lăsat. Așa cum am zis bun. Și... Iar a fost supărat din cauza la un sacou. Ha? O să arăt. Du-te, arată la dură. La un sacou. Mi-am luat, mărimea 54. 54, pentru că sacoul de la Cununie mi 52. Dar ăla nu era de firmă, știu eu ce. De obicei astea, de brandurile astea mai râvnite, nu știu, au alt sistem de numerotare. Ăla fiind 52, mi fix. Am zis, bă, dacă ăla e fix, 54 trebuie să-mi vină. Am luat 54, gândești că era costumul lui tata. Stăteam el până aici în ea, mi-era la mânecă. La mânecă. Nici, fiți atenți. Și-o trebuie să fac retur, dar nu se vede culoarea. Cum trebuie. Parcă și nici în poza de pe site. Nii, vezi, mami, aici se vede grizunat. Nu e asta culoarea. Păi, ea identică cu asta. Da. Da, așa, asta nu se vede. Se vede mai deschisă. Stai așa să mă bag eu. Și din cauza... Da, nu se vede. Nu se vede, în fine. Da, e extraordinară culoarea. Știți cum e un maro... cu tentă de aia militară, nu știu cum să explic, dar e foarte faină culoarea. Butonii. Ce? Pe interior. Uite-o.
E la fel. Da, cum să la fel. Hm? Unul din ăla și unul din ăsta. Da. Am prins acum reduceri și, de exemplu, ăsta și pantofii pentru botezul băiatului. Atunci o să le port. Și Alexandra, costumul de baie tăi botez, îl port. E mai ala de la ta. Ce-o face, ba, 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 ba? Eu să-l mânce tata pe rochii și pe chenzul. Vreți să vedeți cum stă pe mie? Ține, mami. Nu mă filma la coconaș. Filmează. La coconaș, nu vrei să te filmezi. Eu, dar nici nu le iau ăsta. Filmează animalele, că mă uc să mă schimb, că-mi transpirat. Nu mă lasă inima. Să te sărute, tata. Kenzo? Ce-i fă, mamă? Ce tu rochi, te uiți pe geam, te uiți la căței. La căței, mama, unde-s căței? Tu te vezi? Unde sunt? Hai să vedem. Ah! De ce trebuie să latri? Nu filma parcarea. Deci fiți atenți, își face Alexandra canal de YouTube, să face vlogăriță. Ce glumă bună. Să face vlogăriță. Ce glumă bună. Specialitatea canalului, mâncare. L-am filmat pe bebe. N-are nimica. Lasă să apară și bebele. Și acum, când îți pui tu sacou. Să sară Kenzo pe mine. Să-l filmezi pe Kenzo. Și așa vrei? Da, să nu mă filmez, că și așa vine. Vedeți și ăsta, ma 5-2 unii. Pe mâini, mi așa, dar uitați-vă la lungime. Da. 5-2 nu mi-era. Eu tot mă duc mai departe. Până piși de pe balcon. Și tu te uiți spre mine. Fai să acum. Și vedeți, am mare noroc, am mare noroc că modelul sacoului vine de aici, închizătura. Nu vine normal, butonul ăsta trebuie să fie închis la sacourile normale și unul mai jos. De era ăsta, mă țineam în spate. Da, fiind modelul tău, de la burtă, e beton. Cu tricoul ăsta de marinar, îți ce trebuie. Te ancorez, mami. Ce? Să iei tata și ăia. Nu, că n-ai. Unde să iau? Ei, cu ăștia. Da. Fraților. O dimineață nemaipomenită, vă doresc. Pupă-l, tată, pupă-l. No, ei, nu-i voi la cur. Mi-a venit și șapca, fraților. Cu UPS-ul. Mă duc. Și la UPS. Pretina mea de la UPS. Să-ți dea Domnul sănătate pentru zâmbetul ăla tău frumos. Bine, cum ești? Faci live-ul? Nu live. Nu? Nu, nu, nu. Nu mă te răsfăiesc când cu înghețat decât cu Pepsi. Te pup, serviciu ușor. Pa, pa. Foarte e treabă și... Și fata de la UPS. Eu sunt prieten cu curierii. Du-mă un curier de la GLS. Ăla un pic nu... Nu că nu-l agres. Un pic e cam... cu figuri, ca să zic așa. Un pic e cam cu figuri. Și e tânăr de ani. Să joacă cu mine. Să joacă. Eu îi zic, hai aici, el zice, nu, că am rupt în partea aia. Bă, omul, hai că nu mă întorci și bagi aici, întorci și te duci unde ăsta. Mă duc, mă întâlnesc cu el și zic, bă, dar de ce nu? Dacă de fiecare dată îți dau câte 5 sau 10 lei. Că, pa, 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 că n-am cum, nu, că uite, acolo stau. Eu, e acolo, că oricum încolo trebuie să mă duc. Banditule. Da, mi-o vin și basca. Mie-mi plac șepcile. Voara de mine ar fi foarte tare. Faci în schimb de șlapi. Ăștia sunt printre cei mei urăți. Mai este o pereche. Ia-s mai urăți. Da, nici cu ăștia nu mă laud. Dar ăștia sunt febrețele. Bun. Punem lochezul de mâncare și lui Rocky. Toți. Uitați ce fac, vă las. Uite, mami, ăsta ce fain vine ambalat. Vă dați seama, și sacoul ăla.
Acum nu că vreau să zic, dar ăla-i sacou, nu-i sacou de 2 lei. Mă așteptam să vină ambalat, frumos, cu o husă faină. Încă prima tură, numărul 54 mi-a venit cu un numeraj. Tot, Balmain. No, hai, de catifea, hai, fie, acceptăm. Dar al doilea, nimic, bă, înfășurat într-o hârtie albă, fără nimic. Puteai să le dai la magazin. Da? Păi da, pentru că pe parte ci nu vin de la magazin. Eu știu că nu vine de la magazin oficial, dar și ăstea secundare ar trebui să aibă, nu? Vezi că și asta e de la... Vicar. Simplă. De vară. Get fucked up. Nu, no, am să vedem cum o vine. Nimic. De nu se pune așa, s-a înfuclare tururi. Nu, no, că asta nu mă o singură mărimea, da. Stai să fixez, mame. Da, dar e contractul ăla. Păi e de baseball. E faină, mie-mi place. Trebuie să o mai lărgi, sau nu? E baseball cap. Ăla e baseball, din spatele tău. Rocky. Dar nu primești, nu-i mai mult. E faină șapca. Let's get fucked up. Băi, ai mâncat și te duci direct la baie? Hă? N-ai terminat de mâncat și direct vrei să mergi la baie? Cum faci cu cap? Uite ce mare a crescut cu băiatul ăsta. Ce cocenele are, uite. Uite, au dolofonele aici, uite. Și să vedeți cum stă, mă, când îl iau aici pe umăr, știți cum stă? Ca și îngerașii din poveștile alea de copii, din cărțile alea de copii mici. Uite așa în ea, cu mâna și uite așa stă cu cap. Țin minte că așa vedeam eu când eram mic în alea de rugăciune, că stăteau îngerașii încă cu mâna, uite așa, dreaptă ca și la școală. Și stă așa. Și curbale. Acolo nu mai e îngeraș, acolo e balaur. Vă pupăm, fraților, o zi nemaipomenită, alături de balauri și îngerașii voștri.